ce mici, mici speriați. Cine ce mici speriați? Hello, hello, salutare, dar ce faceți? Ia uitați, ce cană drăguță am, dacă vă aduceți aminte dintr-un vlog anterior, nu știu, prin noiembrie, pe la începutul lui noiembrie, vă ziceam că am luat cănița asta, care este foarte drăguță și foarte dulcică și în sfârșit pot să o folosesc. Salutare! Ziua, cred că 3 de Nicmas, am păr ud pentru că în sfârșit mi-am făcut și eu duș, fiindcă v-am zis în, la finalul vlogului trecut, v-am zis că mi-am făcut 2 zile, mi-am făcut duș cu apă rece pentru că nu mai mergea centrala, s-a întâmplat ceva acolo, stați un pic să vă dau mai jos, țără că parcă sunteți prea sus, așa, s-a întâmplat ceva acolo cu asta cu... De la calcar, veșnică problemă la mine aici, că e apa foarte, foarte dură și nu mai dădea apă caldă și până într-o noapte asta chiar fără căldură, dar s-a rezolvat până la urmă, partea bună este că s-a rezolvat și astăzi este deja târziu pentru că mi-am petrecut prima parte a zilei adunând ce mai era împrăștiat aici, fiindcă aseară m-a luat o criză din aia isterică de făcut curățenie și am făcut curățenie pe aici, am șters absolut tot, fiecare cotlon, am alergat fiecare păianjen, le-am distrus caselele, i-am evacuat pe toți, am mutat, am tras de mobilă și de toate cele, zic să-mi pun și accesorile dacă tot sunt aici, da? Și mi-a mai rămas câteva chestii de adunat pe dimineață, după care am fost cu Jimmy la doctor, pentru că Jimmy tot are probleme, deci copilul ăsta mă îmbolnăvește. Săptămâna trecută, când am fost eu plecată la Cluj și la mama, a fost iarăși la doctor pentru că a răcit, că dacă vă aduceți aminte și anul trecut vă ziceam că a răcit, făcuse roșu în gât, e și anul ăsta, cred că are ceva un fel de sinuzită sau ceva similar cu sinuzita. Pentru că în momentul în care încearcă încă să toarcă sau respiră pe nas, orică e așa, se aude rău și medicul care l-a consultat a zis că ar trebui să fie ceva la sinusuri, adică o inflamație, un fel de sinuzită, basically. Și acum am fost cu el la doctor pentru că are o lăbuță umflată cam de săptămâna trecută și nu prea mai putea să pună piciorul jos, după aia s-a mai retras, după aia iar s-a umflat și astăzi era chiar umflățică lăbuța stângă și că l-am dus să vedem care-i treaba și când colo ce să vezi era un absces care s-a spart instant, cum a pus mâna doctorul pe doctorița, că era o tipă, cum a pus mâna pe abscesul ăla, cum s-a spart, deși și eu îmi pusese mâna pe el, dar la mine nu s-a spart, poate n-am apăsat suficient de tare sau nu știu, dar deci, s-a spart imediat, l-a curățat acolo, i-a dat cu betadină, așa cum a trebuit să stea puțin pe antibiotic, chiar și i-a făcut. Și săptămâna trecută i-a făcut injecție și acum, deci copilul ăsta cum ajunge la doctor, cum îi face injecție. Da, acum e dincolo, în pat, stă așa, așa stă, așa. În rest, ce mai faceți? Sunteți bine? La mine soarele se îndreaptă așa ușor către apus, este o zi foarte frumoasă, este cald cu soare, dar au fost așa nori pe aici, pe acolo, adică n-a fost tot timpul cald. Și rămăsesem datoare să vă dau așa niște povești, să vă zic niște povești, să vă aduc în, la curent, să vă pun la curent cu ce s-a mai întâmplat, pentru că înainte să plec la Cluj, efectiv am avut senzația că tot universul complotează împotriva mea. Deci toate alea, mi s-au stricat toate alea, mi s-a stricat Windows-ul la laptop, a trebuit să-l reinstalez, l-am reinstalat în noaptea aia când trebuia să plec la Cluj. N-am avut vloguri, am pierdut materiale, mi s-au corupt niște materiale, mi s-au stricat... Cum vă ziceam, acum și cu centrala când m-am întors. Deci am fost așa într-o frenezie, pe lângă faptul că nu m-am simțit super bine deloc. În ultima vreme am avut niște probleme și acum iarăși a început să mă ia durerea de umăr, de care v-am mai zis eu acum câteva săptămâni. Deci sunt relativ ok. Acum sunt bine, dar până acum am fost numai așa. Am fost într-un haos general și în capul meu a fost haos general și a fost efectiv dezastru.
simțit rău înainte să plec la Cluj. Am avut vreo 2 săptămâni în care nu, efectiv, nu știu ce mi-a mers, ce nu mi-a mers, dar a fost rău. Și da, am început să-mi revin, dar așa cum am, parcă mai am zile din astea în care sunt așa. De-aia mi-am și făcut o a doua cafea, pentru că astăzi am făcut o supă și a ieșit ca întotdeauna delicioasă. Și după ce am mâncat, am zis să-mi fac și încă o cafea, poate mai dă un pic de energie așa, ca să vorbesc cu voi. Ce s-a mai întâmplat interesant este că avem fotoliu pe care tot așa îl filmasem într-un vlog, este acolo. Știu că o să mă certați că i-am pus păturica aia, nici eu nu suport să stea păturile pe fotolii sau pe canapele, dar cineva își bagă gheruțele și nu, prin cineva nu zic neapărat de ea, ci zic de mister care e dincolo. El își bagă gheruțele, deși teoretic cicălor nu le place catifeaua. Și o pun acolo, plus că se întâmplă câteodată să mai vină de afară și nu apuc să-i șterg pălăbuțe și să cațără direct acolo. Și când nu sunt cu ochii pe fază, pun păturica aia acolo ca să nu mi-o umple de lăbuțe sau de păr în mod special, dar în general stă fără. Așa, deci a venit fotoliu, fotoliu care știți că discutasem cu voi pe Instagram, în comunitate acolo, că ar trebui să fie roșu. Așa am stabilit că-l iau roșu. Ei bine, roșu n-a mai venit pe stoc. L-am găsit odată pe stoc, după care l-am pierdut și nu l-au mai băgat pe stoc. Este de la Vida XL, by the way. O să vă las link în descriere dacă vă interesează. Și nu a mai ajuns pe stoc. Și m-am gândit eu, zic, măi, hai să iau, că scrie acolo Bordeaux, scria. Adică burgundiu, adică vișiniu. Și zic, mă, între roșu și bordeaux n-ar trebui să fie foarte mare diferență. Adică ar trebui să fie mai închis la culoare, dar nu mă deranjează. Adică este o culoare care mie îmi place și mi se pare foarte ok. Și am comandat bordeaux. Bordeaux. Da, e un fucsia. În funcție de lumină este un fucsia mai mult sau mai puțin turbat. Stați că vă zic imediat ce care trebuie și cu muștele. Deci, în funcție de lumină, câteodată se vede un roșu închis așa, câteodată se vede fucsia. Este, again, în funcție de lumină. Asta este iarăși o chestie legată de bărbați. Eu pun pariu că cine a făcut colorizarea și pe lângă faptul că nu au nicio treabă culorile cu ce e pe site. Asta e o chestie făcută de bărbați. Adică ei s-au apucat să pună culorile astea, deci numai bărbați au fost acolo. Și că știți că oricum bărbații nu disting nuanțele de roșu. Nu știu dacă știți chestia asta, dar bărbații nu disting decât câteva nuanțe de roșu. Majoritatea nu reușește să le diferențieze pe cele corai de cele roșii și așa mai departe, roșu cu subton de albastru și așa mai departe. Și ăsta este un punct în care, again, fără să vreau să fiu sexistă, n-ar trebui să se bage bărbații. Deci, nu, n-ar trebui să se bage bărbații sub nicio formă. Acum, dacă ne uităm la bluza mea, care din ce văd eu pe cameră, se vede cam portocalie, așa, dar e și de la lumina de la soare. Asta e roșu-roșu, asta e roșu clasic, așa. Dacă o comparăm pe asta cu aia o să pară fucsia. Așa este un vișiniu cu tentă de movuliu, așa, fucsia. Nu e rea culoarea, nu e tocmai ce mi-am dorit, dar arată bine. Adică când l-am pus-o așa în contrast cu albul de acolo și cu peretele, nu e rău chiar deloc, adică nu mă supără foarte tare. De-aia nu l-am returnat, că puteam să-l returnez, să zic, bă, stai un pic, nu-mi place culoarea. Dar de-aia nu l-am returnat, pentru că mă gândeam iară să mai aștept vreo 6 luni, nu mai. Și l-am vrut. Este scaun cu încălzire și cu masaj și îmi place foarte, foarte tare. Se extinde, are partea aia că se extinde, se lasă puțin pe spate, se extinde de la picioare și e comod. Este foarte comod și îmi place. Se încălzește nu foarte tare, se încălzește numai spătarul și nu e să mor de cald, adică nu te încingi, nu e chiar ca scaunele de mașină, dacă e să vă dau o comparație, dar e ok, adică simți așa un pic de cald la spate și e bine, adică e relaxant. Și da, Udi, de când l-am luat, Udi l-a proclamat ca fiind tronul ei. Nu are nicio treabă, deci mai mult acolo o găsesc decât în altă parte, mai nou, de când este fotoliu, este al ei.
Am văzut că Jimmy a început să mai intre pe acolo, să mai o să mai își bage nasul și să o dea la o parte, dar în general ea este prințesa și e tronul ei. Acum, da, nu știu ce să zic, nu prea sunt încântată de chestia asta, adică vreau să fie fotoliul meu și eventual să nu țin pătura acolo, dar o să supraviețuim. Ce mai trebuie, îmi lipsește acolo, crunt, îmi lipsește un tablou acolo pe peretele ăla, neapărat îmi trebuie un tablou. Am pus, dacă vedeți, am reparat și măsuța aia mică pe care a stricat-o Woody. Și deocamdată stă bine acolo, arată bine, mi se pare că arată bine. Ne mai trebuie veioză iarăși pentru colțul ăla și o să fie foarte bine de citit acolo, mai ales dacă o să am veioză. Chestia este că nu prea mi se pare foarte înalt fotoliu, adică l-aș fi vrut un pic mai jos și mă gândesc că o să trebuiască într-o zi, într-una din zile, poate chiar în vlogmas, să trecem prin Leroy sau, da, cred că Leroy cel mai repede, să căutăm niște picioare, că sigur se găsesc, eu știam că se găsesc, dacă nu voi căuta pe net, că trebuie să găsesc niște picioare pentru fotolii. Că asta mi se pare un pic cam prea înalte și mă gândesc să iau ceva mai, nu știu, măcar pe jumătate ăstura, că astea sunt cam așa și el în sine, fotoliul este destul de înalt, de unde se termină picioarele și începe practic partea de șezut și partea de am și un fir de păr, yay me, așa, este destul de înalt și stai un pic cam sus, așa mi se pare că mă ridică un pic prea sus și așa că aș fi, dacă îi iau picioare mai scurte, poate se lasă și el puțin mai jos și e mai ușor, că de exemplu stau și mă gândesc că acum mama nici n-ar putea să stea pe el că e prea înalt. Da. Așa, ce facem astăzi? Astăzi, neapărat, pentru că nu știu dacă vedeți, dar biblioteca mea e puțin debusolată, așa, e de dezlânată, pentru că am făcut curățenie, cum ziceam, și am scos tot decorul de toamnă, plus celelalte decorațiuni pe care le mai aveam pe acolo, sunt aici pe masă lângă mine, clepsidre, statuete și alte povești, lumânări și alte prostii pe care le aveam puse, le-am scos pe toate pentru că o să vină decorul de Crăciun. Evident că vom decora și biblioteca de Crăciun, cum nici nu se putea altfel. Și mă gândesc astăzi să scoatem decorul de Crăciun. Nu știu dacă o să reușesc să termin de decorat astăzi, dar ar fi o idee foarte drăguță pentru că am tot amânat să scot decorul de Crăciun, să scot bradul, să scot toate astea, pentru că mă gândeam că e prea devreme. La un moment dat, în mintea mea bolnavă, mă gândeam să scot bradul înainte să plec la Cluj și să las așa și să fie gata decorat când vin. N-am mai apucat, că n-am mai avut timp și cum v-am zis, nici nu m-am simțit prea bine și nu m-am simțit în stare, dar ar fi fost o chestie, dar după aia, după ce am venit, bine, că n-am venit decât de 3 zile, stați că exagerez și eu, am venit de 3 zile, am tot amânat, am zis, lasă mâine, lasă mâine, a fost evenimentul lui Tătucu, după aia am avut treabă și am zis, lasă mâine și așa că astăzi este obligatoriu să facem treaba asta, pentru că aș vrea să fie aici și o să-l punem aici, că tot e spațiul ăsta gol aici și o să reflecte lumina din oglindă, ceea ce e bine. Și mă gândesc că e bine să-l pun ca să ne bucurăm de decor cât mai mult timp, pentru că, da, mie nu mi se pare exagerat să împodobești bradul de la 1 decembrie, sfârșit de noiembrie, nu mi se pare exagerat. În schimb, mi se pare culmea ironiei că oamenii care râd de ăștia care îmbodobesc de vreme bradul sunt aia care țin bradul până în februarie, martie, știți? Adică, da, de fapt sunteți aceiași, doar că v-ați decalat cu câteva luni, știți? Nu e nicio diferență între voi aia care râde și... A, bine, că sunt și cei care decorează pentru 3 zile, asta e partea a doua. Da, eu nu fac parte din categoria aia, eu vreau să am toată luna decembrie și cum azi începe luna decembrie, hai să-i dăm drumul să decorăm. Și, da, dar pentru asta trebuie să mă duc să scot decorațiunile, să le aduc încoace, să curăț cutiile de praf, că multe dintre ele sunt pline de praf, renovare și alte povești de genul. Să adun ce am pe jos, pentru că eu am făcut curățenia seara, dar ce credeți? A trebuit să fac niște poze, am luat produsele pe care le-am primit la
tătucul la meet and greet-ul ei și sunt toate pe aici pe jos și să le adun și de-abia după aia ne apucăm efectiv de treabă. Iar legat de bibliotecă, că asta stăteam și dezbăteam înainte să încep vlogul ăsta, legat de bibliotecă, nu știu dacă o vom decora astăzi în vlogul ăsta, pentru că oricum vreau să o reorganizez. Știți? Vreau să o reorganizez, fiindcă v-am promis un tur al bibliotecii care trebuia să vină înainte de Nicmas, cum de altfel trebuia să vină și Book Haul pe care vi l-am promis, dar nu-i problemă că o să vină zilele viitoare. Și n-am mai apucat să fac treaba asta și vreau întâi să reorganizez și după aia să pun decorațiunile. Ca, teoretic, așa ar fi frumos și logic. Dar, mă rog, vedem noi ce o fi frumos și logic mai încolo. So, hai că mă duc după decorațiuni, mai iau o gură de cafea, mă duc după decorațiuni și vorbim după. Ca să înțelegeți cât de suferind este individul ăsta. Ia, uitați-l cum suferă. Ia, uitați-l cât de greu este. Am pus păturica asta aici pentru că are betadină pe lăbuță. Zi, mininele, zi nouă lăbucea? Are betadină pe lăbuță și m-am gândit să nu-mi păteze... Ia, uitați. A trebuit să-mi radă lăbuța. Să-mi ia perișorul de pe lăbuță. Și acolo are abcesul și o să trebuiască să-l mai chinuie mami să-i mai dea cu betadină de seară și să curețe rana acolo. Da, am pus păturica asta că am zis să nu-mi păteze toată lingeria de betadină. Da. Și a băgat lăbuța pe acolo. Ah, văd că n-a făcut. N-a făcut nimic. Ce butică mică avem? Doamne, ce butică mică! Of, 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 of. Da. Pițigoiule. Ia și pălat. Eu le-a și pălat pe mami că l-a dus la doctor. Of, doamne, doamne, dar mie nu-mi pace la doctor, mami. Of, 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 cât de greu. Ce viață grea. Ia ce lăbuce. Ai ce lăbuce. Okie dokie, Smokey, haideți că am fost la magazin. Mi-am dat seama că trebuie să mă duc să iau ceva pentru vecina mea, pentru că mâine este ziua ei, să face schimbare de prefix și mâine dimineață sunt consemnată la datorie, la cafea, adică cu ea și mi-am adus aminte de asta și am zis să-i cumpăr ceva. Am mai stat pe aici, după cum vedeți, sunt în noua mea achiziție. Uite, acum vedeți un pic și diferența de nuanță dintre ele. Dar nu era nuanța, nu? Ziceți-mi și voi, nu știu, vi se pare aiurea sau vi se pare așa. Și am găsit Le Brad. Bine, știam unde e. Așa. Și acum să vedem dacă reușesc să mai montez ca anul trecut. E aici, l-am adus. Este întreg, zicese. Am și niște din astea rămase de anul trecut, pentru că nu le-am folosit. So, let's do this! Hai să ne apucăm și după aia să găsesc instalația, să văd pe unde e, că aia chiar nu știu în ce cutie e. Am patru cutii cu decorațiuni de Crăciun. If you can believe it! Thank you.
Avem bra? Avem bra și arată foarte bine. Pe filmare cel puțin arată foarte bine. Nu știu dacă o să lasă că încă dar nu am terminat de împodobit. Stați că se cade pe scaun. De-aia nu l-am terminat de împodobit pentru că vreau să mă decid dacă rămâne așa, dacă îl trag mai încoace, că din anumite unghiuri pare foarte înghesuit. Pare foarte băgat acolo și zic să-l mai las oracul să respire, adică să-l trag mai încoace, dar l-am montat, i-am pus luminițele. Mi-mi plac brăduții ăștia și cu luminițe, adică dacă stă numai cu luminițe, eu sunt foarte fericită. I-am pus acolo o decorațiune de la Primark, aia de, am luat-o de, prin octombrie, când era Halloween-ul, eu am luat decorațiune Crăciun de la Primark și am zis să o pun pe aia, că era pe aici, am stătea în cale și mai am ăștia, soldăței ăștia. Așa, care sunt foarte drăgălași, așa, și o să-i pun și pe ăștia, dar pe aia am pus-o prima și să ziceți și voi cum vi se pare și da, mi se pare că cel puțin pentru vlog, în colțul ăla arată bine. Așa, n-am mai continuat cu decoratul pentru că Aniela, am vorbit cu Aniela 2 ore, ceva de genul, m-am lungit cu ea, fiindcă n-am mai vorbit de mult, dacă am fost plecată la mama, tot amânat-o și... Aniela are aceeași chestie ca și Pebbles, adică vorbește cu mine foarte, 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 foarte mult. Adică ceva înfiorător, dacă ne punem noi la... Eu cu Pebbles și cu Aniela, dacă ne punem la povești, salutare, nu, s-a terminat, nu, trece ziua, nu știi ce se întâmplă. Și... După m-am dus și mi-am făcut o baie lungă pentru că am profitat de ocazie că am apă caldă. Cum vă ziceam că am avut probleme cu centrala și mi-am mâncat puțin zilele și m-a băgat puțin în sprieți. Și acum că am apă caldă am profitat, fiindcă de când am venit de la mama am vrut să fac și eu naibii o baie fierbinte. Da, aia fierbinte să mă fierb, să simt că arde pielea așa pe mine, că mi se desface pielea de cât e de fierbinte apa, că eu de obicei așa fac baie. Da, știu că nu e sănătoasă, but whatever, who cares, mie bine. Așa, și am tot amânat-o pentru că de centrala mea n-a cooperat. Da, m-am spălat cu apă rece, cum vă ziceam. Așa că în seara asta am recuperat și acum îmi fac rutina de skincare care este foarte, 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 foarte simplă. Mi-am aplicat masca aia cu argilă pe care o aplic eu constant și care îmi place foarte, foarte, foarte tare. Și după am venit cu vitamina C, imediat vă arăt. Da, acum stați că sunt puțin prinsă. Așa. Ce fac eu acum nu este neapărat pentru cei slab de înger. Și vă explic mai de de ce. Dar pentru mine e ok. I'm ok. Deci am aplicat vitamina C asta de la Revox. Pentru că, dacă vă duceți aminte, vă spuneam că vitamina C este un potențiator foarte bun pentru... tretinoină, ceea ce am aici, pentru că am reînceput tratamentul cu tretinoină de câteva zile, da, și momentan n-am niciun simptom în afară de faptul că mi s-a uscat pielea, puțin, dar nu la modul cum aveam eu la un moment dat piele uscată, deci eu la un moment dat eram scoarță de copac, așa aveam pielea de uscată și acum e... Doar simt așa că s-a uscat stratul de la suprafața pielii. Deci fix partea asta din exterior stă să-mi dau și pe decolteu. Decolteu nu trebuie neglijat, indiferent cu ce ești îmbrăcat. În general încerc să mă îmbrac cu chestii care au decolteul deschis ca să pot să dau pe decolteu. Da, ne descurcăm și așa. Simt așa numai partea asta de la suprafața pielii că s-a uscat, dar e ceva normal. O să-mi treacă, în 2 săptămâni o să-mi treacă, dacă continui cu tretinoină o să-mi treacă. Și aplic și pe mâini, because... M-a întrebat cineva la un moment dat de ce pui și pe mâini tretinoină. Oare de ce credeți că pun și pe mâini? Let me know. Care-i părerea voastră? De ce credeți voi că pun și tretinoină și pe mâini? Da, am mâinile foarte uscate eu de felul meu, da. Dacă funcționează pentru ten, trebuie să funcționeze și pentru mâini, nu?
Cam asta ar fi logica. Da. Seară foarte faină, de altfel. Mi-am pus colinde, că am fost singură. Deci toată lumea m-a părăsit, inclusiv Woody și cu Jiminy. Și până și Jiminy, care este rănit, a tulit-o, a plecat. Nu știu, s-a dus la fetele lui, habar n-am pe unde s-a dus. I-a mai curățat rana acolo, deci i-a mai curățat lăbuța, a mai scos de acolo din abcesul ăla, a mai stors, l-a mai curățat, i-a mai dat cu betadină, s-a lins iar, i-a mai scos de acolo de câteva ori așa, pentru că mi-a zis doctorul că, doamna doctor mi-a zis că trebuie să am grijă să-i storc în fiecare zi acolo până văd că efectiv nu mai iese nimic și începe să se vindece din interior către exterior. Trebuie curățat în fiecare zi, stors și dat cu betadină ca să nu lasă să facă coajă. Și am mai curățat acolo. Da, a plecat, adică nu, calcă, e ok, e relativ ok. A avut el răni mai rele. Deci, vă jur, n-am avut atâtea probleme să mă duc în fiecare an la medic cu un pisoi cum am dus cu Jimmy. Niciodată. N-am avut un pisoi cu care să trebuiască să mă duc pentru o problemă în fiecare an. Ăsta a fost deja în ultimele 2 săptămâni de 2 ori. Adică săptămâna asta și săptămâna trecută. A fost deja în fiecare din săptămânile astea a fost odată la doctor. Deci, anul trecut a făcut roșu în gât și ceva, amigdalită, ceva răceală, ceva de genul ăsta, că nu pot identifica, vă dați seama că na. Așa. L-a lovit mașina, i-a jumulit jumătate de față. Mă rog, numai blana, din fericire. Altfel nu mai era pe aici. A avut probleme cu colicii, a avut probleme cu stomacul, a avut probleme cu mâncarea, nu-i plăcea mâncarea, a trebuit să iau lapte praf când era micuț. Deci nu, copilul ăsta numai la doctor asta. Deci ăsta cred că s-a dus la doctor mai des decât mine. Dar, mă rog, să sperăm că e bine, nu e asta e problema, important e să se facă bine. Da, acum am văzut că a mâncat, a venit, a mâncat, mi-a cerut de 2 ori de mâncare, i-am dat să mănânce și a plecat, adică nu. Și-l las să plece ca să se plimbe, că e bine, că dacă se plimbă înseamnă că e de bine, e semn bun că nu zace. Dacă stă acasă înseamnă că zace și că nu e ok. Așa, tretinoina e de 0,25 asta de pe care o am eu, pentru că încerc să mă obișnuiesc cu asta, pentru că asta pot să o folosesc mai des. Dacă mi-au din aia de 0,5, încerc să mă des cu oamenii și mă fac ca naiba și nu e cazul. Adică cred că cu 0,25 sunt suficient de bine. Pentru moment. V-am zis, mi-a uscat puțin tenul, momentan, dar o să vin cu creme hidratante. După ce se ia stratul ăsta de la suprafața al pielii, o să exfoliez. Când simt eu nevoia, că simt, eu am o piele care trebuie exfoliată cam la 2 zile. Știu că norma zice că o dată maxim de 2 ori pe săptămână. Nu, în cazul meu, nu. În cazul meu trebuie la 2 zile să mă exfoliez. Și mai ales dacă îmi dau cu tretinoină, trebuie să mă exfoliez bine, 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 bine de tot. Dar da, am reînceput, asta voiam să zic, că am reînceput tratamentul cu tretinoină. Pentru moment este bine. Da, bine, e a treia oară când nu mi aplic, așa că nu pot să comentez. Bradul este ăsta pe care îl vedeți. Mi se pare că arată foarte drăguț. O să iau o cutie ceva, să pun de desubt ca să-l mai ridic, că este prea petit, prea amărât. Așa, o să, da, cred că totuși o să-l trag puțin mai încoace. Chiar dacă acoperă oglinda asta și pe parcursul vlogmasului, nigmasului, nu o să pot folosi oglinda. Chiar și așa, cred că o să-l trag mai încoace și o să-l ridic puțin. O să iau și o fustă din aia pentru brad și o să-i pun de desubt și cred că o să arate foarte, foarte bine, foarte bine drăgălaș. Da, pentru că partea cealaltă unde puneam eu bradul inițial este ocupată de fotoliu, care fotoliu e foarte drăguț, foarte bun. Adică mie îmi place foarte, foarte, foarte tare. Da, și cam asta am făcut în seara asta. Deci am montat bradul, am pus luminițiilii pe care cred că totuși o să le dau jos mâine, că ceva nu-mi place una din instalații. S-ar putea, n-ar fi prima dată, adică am pitici din ăștia pe creier. Deci am pus asta, am făcut baie, am vorbit cu Aniela. Am vorbit cu Pebbles, care se distrează foarte tare pe seama primului episod din Nicmas, pentru că astăzi am publicat primul episod din Nicmas și se distrează foarte tare pe seama lui, fiindcă ea a apărut în cazul în care ați vrut vreodată să o cunoașteți pe stimabila Pebbles, de care vă tot zic eu random așa.
Vă puteți duce la primul unic măs, da, că anul ăsta s-a decis să apară în vloguri, că până acum nu-i plăcea, că de-aia nici nu îi spun numele, deși toată lumea știe cum o cheamă, nu-i spun numele pentru că ea mi-a cerut să nu-i spun numele, fiindcă nu vrea, are ea niște chestii, niște, mă rog. Așa, i-au mai trecut din piticeia, dar încă mai are ceva acolo și anul ăsta totuși s-a decis că vrea să apară în vlog și acum se uita la vlog și se distra foarte tare, deși văzuse materialele. Adică văzuse materialele și știa despre ce e vorba, adică n-am publicat nimic fără să știe ea, nu vă faceți griji, dar da... Sunt haioase reacțiile ei. Oricum, tot vlogmesul ea s-a prostit, că ea de felul ei nu e așa cum o vedeți în vlogmes, da? Cum o vedeți în episodul ăla. S-a prostit, pur și simplu, să mai muțărea așa, să era foarte infantilă. Noi avem, de fapt, o glumă și zicem că ne lovește Peter Pan în cap. Pentru că este, dacă, mă rog, pentru cine știe, există sindromul Peter Pan. Când te apucă hlizeala aia așa de prostii sau când te prostești așa și când te copilărești așa, când ai momente din alea de copilărie așa și nu-ți trece, adică rămâi blocat în episodul ăla. Ei, așa suntem noi amândouă, deci amândouă câteodată ni se întâmplă să avem sindrom, să avem episoade din astea de Peter Pan. Și ea așa este. Deci ea când am filmat-o așa este, da? Așa că să nu vă supărați pe ea, nu o luați prea tare în serios. Da, eu am apă pentru adulți, cum îi zic eu, aici. Și este aproape 1 noaptea, pentru că mi-a luat ceva. Mi-am făcut și... am testat și un aparat IPL în seara asta și, da, eventual o să vă zic dacă va fi să fie ceva de capul lui, o să vă zic la momentul respectiv și a durat plus baia, plus toate cele și așa că mă mândiți, e aproape 1 noaptea. Mâine mă trezesc de vreme că am treabă, so see you later alligator, ne vedem în nicmăsul de mâine, în episodul de mâine, vă pup și da, spuneți-mi dacă voi ați făcut bradul. Sunt foarte curioasă dacă voi ați făcut bradul și dacă este în poziție de drept la voi bradul sau așteptați până de Crăciun. Let me know. Vă pup, o seară frumoasă, ciao, 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 ciao!